trăgaz, mă oglindesc în chipul umil și strălucitor al Crăciunului. Parcă are ceva din glasul zglobiu al copiilor, din căldura și din liniștea casei părintești, din pasul sigur și greu al bunicilor. Privesc din an în an cu ochi de copil la tot ce se întâmplă în jurul meu și nu mă satur să ascult colindul sfânt și bun, vechi și sacru obicei. Și în clipa care devine cer, mă întorc cu gândul la ieslea din Betleem. Vă spunem bun venit tuturor și vă invităm să trăiți alături de studenții seminariști a Institutului Teologic Romano-Catolic vestea cea bună a nașterii Domnului. Fiți bineveniți și trăiți cu bucurie această clipă care ne apropie de cer. Învăluit în această bucurie sfântă, acompaniat de bătaia aripilor de înger, aprind una câte una stelele unei nopți speciale. Vreau să știu, să înțeleg ce se întâmplă în această noapte măreață, sfânta noapte de Crăciun. Oh,
sfântă noapte de Crăciun, ce lumea o cuprins, în timp ce stelele apun un astru nou aprins. El este vestitorul copilului preasfânt, ce-n sfânta noapte sfântă noapte sus în cer, toți îngerii în cor aclamă marele mister pe pruncul salvator. O sfântă noapte pe câmpii, păstorii odihnesc, de la un crainic din tării o veste ei primesc. O sfântă noapte ne-nvinți la iesle să venim, genunchii să-i plecăm smeriți, pe prunc să-l preamărim. Nu se mai aude decât freamătul copacilor. Totul se umple de o liniște cerească. Zăpada se așterne lin, iar eu, înveșmântat în tăcerea cea mai sfântă, mă simt parcă purtat încet
să mă apropii de acest mister, de această minune, un Dumnezeu cu chip de om. Este oare Dumnezeu întreg în această ființă plăpândă? Este omul întreg în acest trup gingaș? Privesc la chipul lui și convoc tainic toată suflarea omenească să se plece până la pământ în fața acestui semn de milostivire. Dumnezeu este cu noi. Cât de mare este mila ta, Doamne, pentru noi! Fiul tău veșnic nu s-a sfiit să se coboare în sânul fecioarei. Tu nu ai vrut să rămâi ascuns creaturilor tale. Putea să existe milostivire mai mare pentru noi, cei nefericiți, ca aceea care l-a făcut pe Creatorul cerului să coboare din cer și pe Creatorul pământului să îmbrace un trup muritor? Nu ar trebui oare să se bucure sărmana omenire de această lucrare nemai auzită a bunătății divine? Domnul meu a ales nimicul firii omenești pentru a revela măreția sa dumnezeiască. Să se bucure omul pierdut, care este readus în împărăția cerurilor. Să tresalte de bucurie sfântul, căci se apropie de triumf. Să se bucure mulțimea de îngeri, căci mântuirea s-a făcut cunoscută oamenilor. Thank you.
Copilul din iesle mă privește. Sărăcia din jur se risipește la cel mai mic zâmbet al său. Un surâs care îmi vorbește de veșnicie, de locul adevăratei bucurii, de locul din care a coborât pruncul. Ce pot să spun în fața acestui fapt minunat? Dumnezeu este pe pământ. Eu înțeleg că sunt destinat să fiu odată al cerului. Dumnezeu se naște dintr-o fecioară pentru a fi cu mine. Eu tânjesc la sfințenia fecioarei pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu este înfășat în scutece sărăcăcioase. Eu mă simt îmbogățit de prezența sa. Cuprins de brațele sfinte ale Maicii sale, pruncul a adormit. Câtă iubire se revarsă din privirea Fecioarei Maria! În fața ieslei din Betleem, încep să înțeleg că esențialul rămâne invizibil pentru ochi și devine vizibil pentru inimă. Ieslea din Betleem mă poartă de la întuneric la lumină, de la tăcere la cântul de preamărire. În fața ieslei din Betleem aflu că după orice durere există bucurie, că după orice neliniște există pace, că în ciuda urii învinge iubirea. În ieslea din Betleem înțeleg că acest prunc este lumina adevărată, care venind în lume luminează pe orice om. Se aud coruri de îngeri care cântă. Pe pământ domnește pacea. Amen.
și tot mai lin,
floare mi-o vedea și din gura așa grăia. Mica floare mi-o vedea și din gura așa grăia. Floricica, floricea, ce ești mândră ca o stea, ce ești mândră ca o stea. Aduc pe Dumnezeu, ți-l aduc pe Dumnezeu. Ți-l aduc pe Dumnezeu, ți-l aduc pe Dumnezeu. Și eu, mică floricea, îți aduc inima mea, îți aduc inima mea. Îți aduc inima mea, îți aduc inima mea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut. Uimit de farmecul acestei iubiri nemai auzite, îmi vine să-i răspund cerului. Simt frământarea atâtor semeni de-ai mei, care se tem de viață, care se tem de iubire, care se tem de iertare, care se tem de speranță. Cântecul îngerilor a rămas undeva departe, cufundat în devenirea mea greoaie, încerc să-mi fac curaj. Cred în Tine, Doamne, Tu ești viața noastră, Tu ești speranța noastră, Tu ești iubirea noastră, Tu ești totul pentru noi, Tu ești timpul și veșnicia noastră, Tu ești împlinirea noastră. Privesc la cei de lângă mine, la neputința lor, la boala sau la singurătatea lor, la temerile lor. Privesc la atâtea locuri în care astăzi este nevoie de pace, de iertare și de milostivire. Această umanitate i-o fac prezentă lui Iisus, căci în această umanitate El a devenit fratele nostru și împreună cu El și cu semenii mei vreau să trăiesc clipe care se transformă în veșnicie. Vă dorim să trăiți sărbătoarea sfântă a Crăciunului cu gândul la pruncul Iisus, coborât din ceruri pentru noi și pentru a noastră mântuire. El să vă binecuvânteze viața și să vă aducă pace în suflet. Crăciun fericit!
Betlehem. Na tum videte, rege angelorum. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. In grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores aproperam. Et nos avanti gradu festinemus. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, dragi colindători, dragi și iubiți credincioși doritori de colindă. Noi nu i-am auzit niciodată pe îngeri cu urechile noastre cântând. De 2000 de ani cântarea lor continuă și a lăsat în lume o asemenea bucurie. I-am ascultat încă o dată pe colindătorii noștri, pe seminariștii noștri. I-am ascultat pe ei cu această expresie de armonie
Uneori parcă era numai un singur seminarist și erau în jur de 40. Cu atâta armonie, cu atâta bucurie, cu atâta entuziasm, ca să ne facă să înțelegem cum au cântat și cum cântă îngerii. De aceea, în această seară, încă o dată le aducem mulțumirea noastră lor, celor care ne-au colindat, părintelui dirijor Eduard și sigur monseniorului rector, care a adus aici la noi această bucurie în această seară. Vă mulțumim tuturora, vouă care ați dorit să ne faceți încă o dată să simțim bucuria colindului sfânt, a cântării care este inspirată din cer. Vă mulțumim. Dar mulțumim și colindătorilor noștri care, iată, s-au unit și în această seară, în această zi și în aceste momente cu noi, să ne aducă și ei pe glasul lor, pe limba lor, această minunată, frumoasă cântare a colindei. Vă mulțumim, dragi colindători! Și sigur că aș dori, la sfârșit, să vă împărtășesc o impresie pe care eu am avut-o astăzi, ascultând mai multe colinde și ieri și în aceste zile. Sigur, m-am întrebat pentru ce? Pentru ce atâta cântare? Sigur știm că e Iisus, Cel care justifică și care fundamentează totul. Aceste cântări sunt pentru noi, ca să nu uităm, ca să ne înălțăm, ca să ne ridicăm, ca să avem curaj, ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, ca să-L vedem că e lângă noi, că ne iubește, că ne stă alături. Și n-ar trebui să-L uităm niciodată. Și cât de dureros este să auzim niște evenimente care ne fac să ne cutremurăm când se uită Dumnezeu, când este îndepărtat pruncul din viața oamenilor, din societate, în țări care, iată, au ajuns într-un moment pe care noi nu-l putem înțelege. Să-l scoți afară pe Iisus, pe prunc, din frumusețea Crăciunului și să rămână doar numai interesul egoist al vieții de pe pământ. Mă bucur să vă spun acum această impresie a mea din această seară. Un grup de colindători au prezentat o colindă care merită să o ascultăm și noi, cuvintele acestei colinde. Când pătul de fân și floare tare greu, s-a născut copilul soare, tare greu, dar în casa ta vecine, n-ai o mână de sulfine să se nască și la tine Dumnezeu? Plânge pruncul ca o mierlă plâns nespus, că în este nimeni pernă nu i-a pus. Iar tu în casa ta frumoasă te-ai culcat și nici nu-ți pasă. Nu vrei tu să le iei în casă pe Iisus? Iată vin păstori în grabă pe pământ și pe prunc pe toți ne întreabă și de prunc pe toți ne întreabă pe pământ. Hai, vecine, la ferestre, hai, haide să le dai de veste că e aici, la tine, în iesle, pruncul sfânt. Sus în cer, cu dor de frate, sus în cer, El ți-a pregătit palate, iar tu, inima amară, cum de-l poți lăsa afară, ca de dor și frig să moară, pui stingher. Peste valea cea de plângeri, auzi tu, auzi corul cel de îngeri, auzi tu, omule cu ușa strâmtă, oare nu te înspăimântă
că tot cerul stă și cântă și tu nu? Iată întrebarea care ne-o pun astăzi colindătorii, seminariștii noștri, ceilalți colindători, farmecul acestor frumoase și sfinte melodii. Întrebare pentru noi, care suntem chemați să răspândim în lume această iubire, această iubire divină, care trebuie să fie leac pentru sufletele noastre și trebuie să învingă spirala urii și a răului. Preună cu Preasfințitul, cu Părintele Paroc al nostru, așa cum au făcut seminariștii aici, în catedrala noastră, preună cu ceilalți părinți, noi vă spunem vouă, dragi colindători, dumneavoastră, dragi iubiți, credincioși, doritori de colindă, să aveți cu adevărat bucurie de Crăciun, să ascultați colinda ascultându-i pe îngeri și în suflet și în lume va fi mai multă pace. Crăciun fericit! La mulți ani!